Cu cât vrei tu. Deși iată că merge. Filmez acum. Aha, ok. Deci este mașina care creează cel mai mult. Va. Laterală, mă rog. Fantastic. Ia zic că una înapoi, dacă mi-o duci și înapoi. Cred că botul trebuie să meargă. Hai, merge. Hai. Le mai trebuie niște cursuri. Următoarele 3 luni o să vedeți cum a funcționat la perfect. Am înțeles. Deci ați făcut o înfrățire între Volkswagen și Opel. Este Fopel. Deci mașina asta e Fopel. Da. Să-mi bag păiciarele dacă nu o pun pe YouTube asta. Deci e incredibil. Diseară o vedeți pe YouTube. Hai să... E incredibil. Se poate. Șerifule. Domnule, mulțumim de demonstrație. De ce am crezut că ai pus-o doar de forme? Nici nu mi-am închipuit că mă să și... Deci ideea a fost... Dar trage doar Passatul, nu? Nu, merge și celălalt. Și ăsta are motor și trage și... Acum. Incredibil! Deci ambele mașini au motoare funcționale. Deci ideea a fost să bage două mașini pe platforma care o vedeți acolo în dreapta. Am înțeles și nu știa cum. Și asta este partea cea mai importantă de la o mașină. Și asta a venit să ai două axe, să urci ușor pe platformă. Și restul, ce mai îngăput pe lângă. Am înțeles. Incredibil. Mai facem ceva sau o închid? Șeful, mai facem ceva sau e gata? Demonstrația. Nu mai găsești mașalierul? Hai, ăsta micu e expert. Și au folosesc un singur schimbător ambele? Sunt două schimbători. Ah, de ce efectiv? Doar la Passat a făcut să meargă frânele, că a fost tăiată că a făcut să poată să frâneze. Incredibil. Dacă știam, nici nu demontam schimbătoare și plugea, intra și mai frumos. Da, da, da. Acum, practic, le caută că am demontat mare. Aha.
Deci Passat-ul merge, Opel-ul merge, volane funcționale, totul e ca la carte aici. Incredibil. Deci aveți două mașini într-una singură. Da. Pentru cine vrea să cumpere, poate să vină aici în Cesa, în Drăgănești, Vlașca. Hai. Ajunge. El este inculpatul. Îi mulțumim frumos. Partenerul german. O zi bună. De ce, cum vă numiți? Domn... Domnul mecanic? Drăgănești, de Vlașca, județul Telorman. Și puteți să vedeți pe viu invenția. Ok, vă să vă și plimbați. Vă mulțumim.